Capitolul 14. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Totuși, au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Neamurile și iudeii, în învoire cu mai marii lor, s-au pus în mișcare ca să-i batjocorească și să-i ucidă cu pietre. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe, și în ținutul de prin prejur, și au propovăduit Evanghelia acolo. În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și, fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: "Scoală-te drept în picioare!" Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoneană: "Zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc." Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: "Oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea, și tot ce este în ele. El, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare. V-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie." Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și, după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit cuvântul în Perga și s-au pogorât la Atalia. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii.